Dânșii au încheiat un contract cu Poșta Română pentru promovare, am înțeles. Dar în loc de promovare, o instituție a statului distribuie materiale denigratoare. În primul rând, în această scrisoare se fac afirmații false în ceea ce mă privește ca persoană și denigratoare, și la un moment dat roata se întoarce, să știți. Deci ei au atacat primii, în opinia noastră. Nu e vorba că au atacat. Este vorba că au făcut afirmații false pe care nu le pot dovedi. Și când spuneți că roata se întoarce, vă referiți la o, nu știu, măsuri pe care le-ați luat? Nu, mă refer la faptul că nu sunt un procesoman. Nu am dat pe nimeni în judecată pentru dreptul de a-și exprima o opinie. Nu am să-i dau nici pe ei în judecată acum pentru toate minciunile pe care le spun acolo. Nu am nici banii necesari să port o astfel de campanie și mă întreb de multe ori de unde au acele fonduri. Au trecut cu finanțarea prin partid, finanțare pentru afișarea acelor banere pe un sediu, realizarea lor, pentru acele corturi, pentru acei tineri care sunt sau nu plătiți. Nu este o avere. Pentru meșurile pe care le pregătesc ca în stilul diacomatul pentru a le afișa pe blocurile din Brăila. Dar vă că știți din interior de la foarte PNL. Multe. Aveți au trădători acolo, au iscoade. Deci v-am spus că atunci când acei oameni au venit, mi-au spus și ce anume pregătesc în viitor. Și aștept să văd dacă vor avea curajul să ridice pe vreun bloc un banner cu imaginea mea, fără a avea acordul scris în acest sens, pentru că sunt lucruri ilegale. Da, dacă tot spuneți de diacomatul, aveți și informația că diacomatul revine în forță în peisajul politic? Nu, spiritul lui trăiește și azi în PNR.